Medicii Direcției Sanitar Veterinare Giurgiu au controlat în primele 8 luni ale acestui an magazine alimentare, naturiste, supermarketuri, depozite alimentare, piețe agroalimentare, farmacii veterinare, centre de colectare bovine, ovine. Inspectorii au găsit în cadrul controalelor o serie de neconformități, începând de la nerespectarea normelor sanitar veterinare privind condițiile de comercializare a produselor alimentare, până la condițiile de depozitare a acestora. Controalele s-au lăsat cu amenzi contravenționale în valoare de peste 115.000. De lei. În primele 8 luni ale anului, să știți că am avut o activitate destul de amplă, bine, în corelație cu celelalte instituții ale statului, mă refer la cei de la poliție, cei de la ANPC-ul, Sanepidul și celelalte instituții. Activitatea a fost plină, zic eu, între ghilimele, de succes, pentru că au fost aplicate 62 de amenzi, amenzi care au un quantum în valoare de 115.820 de lei. Pe lângă faptul că noi am făcut atâtea controle, noi avem și o altă activitate la nivel de direcție, în sensul că ne ocupăm de efectivele de animale, ne ocupăm de acțiunile de vaccinare, de acțiuni de prevenție. Tot în această perioadă, medicii veterinari au efectuat vaccinări ale păsărilor, precum și a animalelor din gospodării și ferme. Au fost efectuate aproape 1500 de probe de laborator la produse alimentare și circa 80.000 de vaccinări.